Silva Spora. Bună seara, bine ne regăsim. Ei bine, a patra putere, vineri. De ce? Pentru că se apropie weekendul și tot timpul weekendul acoperă și ceva de data aceasta, acel ceva. Sunt niște evenimente de mare amploare pe care PSD-ul le-a organizat, ghici de ce? Ca să lupte împotriva abuzurilor din justiție. Ei, cine controlează justiția? Cine sunt cei care nu-i lasă pe domnii de la PSD să-și vadă de treburi, treburile acelea care ar trebui să ducă țara pe înalte culmi de civilizație și progres? Păi, nu știm, poate ar trebui să ne răspundă tot dumnealor, dar sunt ocupați acum. De ce? Pentru că trebuie să ducă câteva sute de mii de oameni la capitală. Acolo sunt liderii PSD, cei care au și niște probleme penale. Da, sunt oamenii care au probleme penale, dar care scot oamenii în stradă să lupte, să scandeze, să îi arate cu degetul pe cei care fac justiție, cu alte cuvinte, adică pe cei care îi judecă pe ei. Astăzi, în cazul Dragnea, ar fi trebuit să avem o sentință, nu am avut-o, era de așteptat în contextul în care s-au anunțat aceste evenimente, s-a anunțat mitingul PSD-ului. Ei bine, o să discutăm despre acestea, dar o să discutăm și despre corupție, despre corupți, despre ce mai fac oamenii ăștia politici care fac orice altceva, numai ceea ce ar trebui să facă, nu fac. De ce? Pentru că probabil nu văd că în țara asta lucrurile au luat-o pe o pantă greșită și acum ne așteptăm să picăm într-o prăpastie din care nu știu cum o să mai ieșim. O să discutăm cu președintele Asociației PAS, cu PAS alături de voi, Nicolae Ivăniș. Mulțumesc mult că, iată, discutăm și aici despre problemele din orașul ăsta, din județul ăsta și din țara asta, care ar fi minunată, probabil, dacă politicienii s-ar preocupa și ei cât de cât de soarta oamenilor. Bună seara, în primul rând, și bine te-am regăsit după două zile de pauză. Da. În alt decor, în alt loc. Da, echipă mișto. Ce să spun, Irina? Știi cum, ai la un moment dat o stare de adelehamite ca să îmbraci tot tabloul ăsta pe care îl trăim în ziua de azi, nu știu, parcă am trăit un coșmar, așa, asta e părerea mea. Chestia asta cu meeting-ul depășește atmosfera normalului și dacă aș fi puțin așa mai tranșant, cred că este rezultatul a 27 de ani de sărăcie, de sclavagie, de îndobitocire, de tot ceea ce este mai rău asupra unei națiuni. Oarecum, părerea mea, binișor în 90, chiar dacă veneam după comunism, lucrurile cred că s-au degradat cel puțin, nu știu, dublu, triplu, dacă nu. Suntem foarte, foarte, foarte rău în momentul de față. Asta e părerea mea. Dacă am ajuns să mergem, să facem proteste de astea, care nu au sens și culmea, este un paradox. Judeci un dosar, o speță care o știe toată lumea și te duci făcând meeting ca să ce? Să creezi oarece presiuni asupra justiției, firesc că de aici e limpede, n-are rău să mai spun și eu. Dar ți-am spus, parcă am trăit așa, în altă lume, nu știu. Bine, acum, meetingul pe care îl organizează PSD-ul este într-adevăr la o zi după ce, în cazul Dragnea, trebuia să se dea o sentință. Astăzi nu s-a dat sentința respectivă, dar o să se dea pe 21 tot luna asta. Crezi că s-a încercat o presiune asupra magistraților? Da, de când s-a pregătit treaba asta, s-a creat o presiune continuă. Deci știi că e ceva timp de când tot amenință cu meeting-ul ăsta, cu mobilizare de forțe, cu ghilimele de rigoare forțe, fiindcă știm foarte bine, am discutat și în emisiune dincolo la noi despre mesajul cu care PSD-ul vrea să atace capitala, cu celebrul grup format de fiecare primărie, fiecare consilier, câte trei ia. Acum spun ceva. Ce categorie de oameni crezi tu că acceptă să meargă pe căldurile astea, indiferent de unde, să stea să protesteze cu ghilimele de rigoare la capitală? Nici măcar nu știu, pariu, deci trei sferturi din ei nu știu efectiv ce caută acolo, cum se trezesc acolo.
E logic, oricare consilier merge la țară și încearcă să-și convingă, vorbesc de consilieri de comune, de la primărie, își conving 2-3 gușbeți de lor de la ei din comună. Ce, pe cine vrei să convingi? Că un om care e zdravă la cap, chiar și socialist dacă ar fi, PSD-ist, repet, ăla nu se duce să facă chestia asta, fiindcă ăla vede, nu știu, o muncă la partid altfel, nu o vede la modul ăsta. Și atunci ei sunt obligați să recurgă la astfel de mișcări unde pot să manevreze masele de manevră, simplu. Asistat social, eu știu, facilitați pe diverse... Și uite, așa am ajuns în 2018 să stăm și să asistăm la circuri. De astea probabil râde Europa de noi și cu curu. Păi, probabil râde Europa de noi. Astăzi noi am avut un material de opinie pe sabotorii Gorjului și imaginea asta pe care ne-o creează PSD-ul acum nu am putut să o scoatem din contextul a ceea ce vedeam în urmă cu câțiva ani prin Coreea. Știi că în Coreea a murit tatăl actualului dictator, fostul dictator Kim Jong-il, și la înmormântarea lui și după înmormântare câteva zile, toată lumea, tot poporul trebuia să plângă, să-l jelească. Ei, oamenii ăștia din conducerea statului corean, după funeralii, au luat la analizat imaginile să vadă cine nu l-a plâns îndeajuns de convingător pe răposatul dictator, și cei care s-au dovedit a fi tras mâța de coadă la bocit au fost duși în lagăre. Păi cam asta se întâmplă la PSD. PSD-ul, oameni buni, ia acum niște oameni, bine, dintre cei care îi sunt tributari, adică iau oameni din partid, iau oameni pe care i-au pus în niște funcții sau în niște posturi, iau oameni ale căror rude, pile, amante, eu știu mai ce, au angajat pe aici, pe acolo, iau oameni care... ani de zile au avut niște furtune care au fost bine montate la bugetul public și s-au scurs foarte mulți bani din banii publici în conturile lor. Ăștia sunt oamenii pe care PSD-ul îi duce acum la capitală ca să-l jelească pe Dragnea și pe cei care au probleme penale, pentru că e posibil să ajungă la răcoare oamenii ăștia, liderii din PSD. Nu știu ce om de la țară, pentru că spuneam, din fiecare localitate vor fi duși oameni. Tu ai primit și un mesaj. Da, fiecare consilier trebuie să ducă 3 da. Oameni. Nu știu dacă oamenii ăștia au probleme legate de corupție, dacă au avut probleme cu DNA-ul sau dacă înțeleg ce înseamnă o problemă penală. Tu făceai comparație cu coreenii lui Kim Jong-un sau cum îl cheamă? Kim Jong-il și Kim Jong-un actualul. Actualul, da. Păi măcar ea acolo se duceau și jeleau de frică, să știe, înțelegi tu. Își dădeau tonul și începeau tot să jelească de nebuni. Erau militarizați. Ideea este că ăștia aici nu merg nici măcar de frică, știi? Merg efectiv, fiindcă atât îi duce pe ei hardul ăla, micuța lor, la unii mai mic, la unii mai mare, știi? Deci e o diferență totuși. Ăia măcar asta știau, au o dictatură de aia la propriu și... Na. Dar noi am ajuns la nivelul în care mergem singuri. O parte din societatea asta, așa cum e ea, când o fi rușine cu ei sau nu, se duc, uite așa, singuri la astfel de mișcări care, cum să zic, sunt demne toată mila. Mie, sincer, răspund de multe ori, na. Am avut momente când poate am înjurat, am avut momente când, efectiv, nu știu, mi s-a făcut milă de ei. De se cine? Face milă de ei, așa, De uite, PSD-și de, sau? De gușbeți, cum le zic eu, înțelegi, care merg așa, știi, cum merge vaca aia de lanț. O ieși, haide, merge după tine, știi, pe câmp. Nu știu unde, dar merge. Așa și cu ăștia. Te duci să faci în vremurile astea, când e o instabilitate, se vede clar, știm bine, 2 miliarde și ceva, prima tranșă atunci împrumutat să ai bani de pensii, de salarii și așa mai departe. Toată țara asta e praf și pulbere, Irina. O să facem o paranteză după aceea, vreau să discut doar 10 minute și de sistemul de învățământ, fiindcă suntem legați până la urmă și de cultură. Și uite-te și tu ce facem noi. În loc să creezi o minim de stabilitate, ajungem de creăm instabilitate 100%. Și n-aș vrea să judec aici doar PSD-ul, sincer spun, fiindcă am asistat de-a lungul timpului și la opoziția unora sau altora, cu ghilimele, la alții mai fără ghilimele și așa mai departe. În momentul în care tu nu crezi, cum să zic, nu știu, nu aș spune neapărat să ajungi vreodată să coagulezi toate forțele astea politice
pentru anumite scopuri vitale, în opinia mea. Fiindcă nu o să ajungă să facă treaba asta niciodată. Chiar dacă vii cu ceva benefic tu, dreapta, stânga spune că nu-i bine. Dacă vine stânga, spune că nu-i bine. Asta e o politică bolnavă, sincer spun, și să revin la idee, m-am uitat că, exceptând, nu știu, un segment foarte mic din opoziție, restul vezi o liniște de amor mentală sau vin la televizor decât să-și vândă, cum să zic eu ție, imaginea, efectiv, pentru a se arăta cât de tare militează ei și cât de afectați sunt ei de anumite lucruri. Uite, dăm voie să fiu totuși sceptic și să nu mă las convins în astfel de situații, fiindcă nu ajungeam aici să calce Partidul Social Democrat pe o națiune întreagă ca pe dude, cum zic eu, dacă ar fi existat un minim de construcție pe celălalt echeșer politic. Din păcate am văzut bine, măsurile PSD-ului sunt de dreapta, că sunt de dreapta până la urmă, știi, sunt cu curul în sus toate. Ei vin, măresc, ai la medici, vin cu niște chestii de genul ăsta care sunt liberale, trebuie să vin alții cu ele, nu ei. Iar ăștia alți vin cu măsuri de stânga, știi? Asta dovedește, oameni buni, că de fapt, cum să vă zic, clasa politică în momentul de față nu mai ține cont de doctrine și cred că n-au ținut niciodată și rămân la ideea că doctrina tuturor este strict liră, dolar, euro și atât. Păi da, dar nu a tuturor, că dacă ar fi a tuturor ar fi bine, adică dacă și oamenii de rând ar avea acces la bani, dacă ar avea și ei niște venituri decente, ar fi în regulă. Bun. Doar că banii ăștia ai tuturor sunt împărțiți de cei care au acces la ei. Corect. Bun, eu sunt votant și sunt și zdravân la cap și sunt anti-PSD. Spune-mi și mie către cine pot să mă îndrept în momentul de față, dacă îți repet, după atâția ani de zile ajungi să regreți pe răposații, cu ghimele de rigoare, cum le spun eu. Se pare totuși că suntem puțin lipsiți în momentul de față de soluții. Și electorul, și omul de rând care vrea să meargă, poftim, are orientări progresive. Unde mă duc? Către cine mă îndrept? Pe cine să ajut? Pe cine să susțin? Știi, ești într-o mare dilemă. Nu regăsești în momentul de față un culoar care să spui că, bă, uite, acolo pe zona aia se lucrează la parametri. Acolo pe zona aia n-a trădat niciodată, acolo pe zona aia a mers totul perfect, deci nu avem așa ceva. Nu avem așa ceva și dacă ar fi să simplificăm, să venim de la nivel național să coborâm la noi la județ, uite-te și tu că noi nu mai avem opoziție în acest județ. Nu mai avem din opoziție și ți-am spus, nici n-aș vrea să intru prea, să aprofundăm subiectul ăsta, fiindcă e prea mult de discutat și aș vrea să-l facem o dată în vreo 4 ore, că atâta ne-ar trebui. Bine, dar hai să mai avem o chestiune la subiectul ăsta, este foarte important. Oamenii ăștia merg la București în număr foarte mare, așa ne spune PSD-ul, da, că sigur. Merg milioane de oameni să-i urmeze pe ei liderii. De ce? Pentru că oamenii sunt convinși că există abuzuri și vor să meargă să strige acolo în piața publică, jos abuzurile, jos corupția, jos sistemul mafiot. Ei, oamenii ăștia pornesc ei așa de capul lor din convingere? Nu, pornesc pentru că îi cheamă liderii. Dar de ce îi urmează pe lideri? Asta este întrebarea și asta trebuie să conștientizeze oamenii. Eu ți-am mai spus ce înseamnă de fapt susținerea unor astfel de... Dacă aveți și mesajul, îl putem rula. Da. Deci, hai să ne înțelegem. Eu am spus-o și o repet la infinit. Pilonii care susțin clasa politică, așa cum e bună sau rea, sunt consilierii locali și primarii de comune. Ăștia sunt cei care pe umerii lor trag totul. Că te duc către bine, că te duc către rău, ei sunt cei care, de fapt, factorii decizionali eu aici îi văd. Ideea este că pe consilii locale, dacă intrăm în rural, știi foarte bine că găsim anumiți consilieri care, nu știu, săraci niște la mulțirii cu 5, mai înțeles, și automat nu poți să emită pretenții, ci îi cer tot aluia. E logică, și are repede 5-6 la sub braț de la el din sat, vine la președintele de grup și spune, uite ce am reușit eu, am 10, nu 3 cât a cerut, minunat asta, după cum vedeți, minunatul mesaj. Dacă urmăriți mai atent, fiecare din grup va avea un lider, mare atenție, deci s-au pregătit logistic foarte bine, deci la 10 bucăți de, îți dau un exemplu, personaje care vin așa, luați de pe drum, există un lider de grup. Asta ce înseamnă? Acolo în mulțimea aia niciodată nu va reuși o televiziune care vrea să prezinte realitatea, îți dau un exemplu, nu ca și post realitatea, care vrea să prezinte realitatea, să ia un interviu, probabil vor fi atât de bine pregătiți logistic, aici dacă vreau s-au militarizat și ei, să știi, încât îți va veni cel care cât de cât cu vorbele la el, știe să pună problema.
Știi, nu-ți dă voie să te duci să bagi microfonul în gură la oricine. Asta să nu mai vorbim că vin televiziunile de casă care sunt așa cum sunt și ăia sunt pregătiți dinainte să ia interviurile care probabil o să vorbească niște oameni mai citov la cap și o să știe să manipuleze. Da, dar am văzut în anunț, fiecare consilier Da. trebuie, în anunțul pe care l-au primit oamenii PSD-ului, adică consilieri Toți locali, primarii. primari, Da. viceprimari și așa mai departe, fiecare consilier are normă. Trebuie să aducă trei alți oameni, că sunt membri de partid sau că sunt simpatizanți. Viceprimarii și primarii trebuie să aducă mult mai mulți oameni. 15 persoane trebuie să aducă un primar, de exemplu. Asta înseamnă ce anume? Că oamenii ăștia știu de frica liderilor de la centru, că i-au pus pe niște liste, că le-au dat niște posturi acolo, Păi în Consiliu oamenii care fie se uită la minte să altundeva. înțeleagă un singur lucru. Și aseară, țin minte că spunea Viorel Salvador Caragea că de unde să facă un amărât de consilier bani să plătească drumul la trei oameni, să le asigure mâncare și așa mai departe, plus anumite servicii în comune. E firesc că gușbetele e gușbete, dar el îți vine, dar trebuie să-i dai ceva, că la țară știți cum e, întinde mâna, nu merge fără plăsuță. Am văzut cum s-au încolonat la Exact. Căcâna pentru mici și bere. Da. Și acum pun eu o întrebare. Dacă ajungem să-l plângem pe consilierul cu pricina că, vezi, Doamne, și plătește el singur toate aceste hanganale pentru echipa care o formează, este firesc că există un interes. Nu cei 5 milioane de care vorbea Caragea. Pentru 5 milioane salariu, probabil consilierul nu se mișca din pat să ducă el vreodată oameni cu diurnele alea, știi, de stații pe dealul negru sau pe unde mai au ei pregătiți, că și pe drum au restaurantele lor de casă, probabil îți pregătiți, mă, ascultă-mă, o să vezi, se va afla. Ideea este că e limpede, când ai făcut lucrurile astea, ai alte beneficii. Înseamnă că îți permiți luxul de a face alte lucruri ca și consilier local, uite, de a mai da o bucată de pământ pișpicolo, de a mai trece o dată de consiliu putredă, de a mai concesiona, de a mai lua o lucrărică, unii picolo, unii picolo și altfel nu se explică. Nu ai cum. Pentru că nu poți să-ți impună liderul de partid ție vreodată dacă tu chiar ești integru, ceea ce termenul ăsta e necunoscut pentru, cred că, marea majoritate a clasei politice. Nu mai vorbim de Consiliul de Țară. Bine, dar ce o să se schimbe pentru omul de rând care merge să strige Nimic. jos cei care fac abuzuri Nimic. sau stop abuzuri? Absolut nimic. Pentru omul de rând nu va schimba nimic. Pentru omul de rând nu s-a schimbat nimic niciodată. Pentru omul de rând va fi aceeași politică. Ei sus acolo își vor face în continuare fiecare mentre așa cum știu mai bine. Omul de rând va avea numai de suferit. Omul de rând își vinde viitorul copilului fără să-și dea seama. Omul de rând, indiferent că el care spuneam mai citit, mai necitit, mai muncitor, mai trântor, mai bețiv, mai om ca lumea, ei asta este, până la urmă, ți-am spus, majoritatea dictează peste tot. E simplu, că așa e la vot. Din păcate, ți-am zis, depopularea noi în România a dus unde a adus, ne-a adus prizonieri pe tărâmurile noastre. Ce poți să faci acum, spune-mi și mie. Pe Ți-am spus, plantațiile, pe plantațiile clar, pe lor. plantațiile unora sau altora, ți-am spus, din păcate, asta e cel mai dureros pe mine, nu m-ar deranja, dau un exemplu, să avem un segment politic care ar face anumite lucruri, mă rog, să fie sănătoși, să fie nocivi ei. Bun. Unde sunt restul care trebuie să contrabalanceze? Cu cine? Tu vezi că știi gluma aia mea și o mai fac încă o dată. Eu aș lua într-o zi vreo 30, 50, 60 de oameni să mă duc la PSD să ne facem adeziuni. Bă, să-mi aleg eu pe Sprânceanu. Bă, poftim, de atât ținem și nouă adeziuni PSD-ului. Păi, nu? Și vreau să vin și eu la ședință la voi. Bă, să intru cu 50 de ani, să stăm și noi acolo, ți-am zis, să vedem, ia, bă, ce vorbiți voi pe aici, mă. Păi nu, stai puțin că Păi trebuie nu mă primești, să, știu. exact, A, păi de trebuie ce? să te recomande cineva, nu intri așa de capul Păi mă tău, recomandă freza pe parte și pe îți mine. faci o cerere și gata, intri la ședințele PSD-ului, că Dar mă, vin să acolo, muncesc, da, dar poftim. acolo vin doar reprezentanții PSD-ului, Da? adică nu are acces oricine la informațiile care se discută la PSD. Și ce-i de făcut în cazul în care vedem bine, că e un paradox, mare parte a resursei umane la ei. E la ei, uitați-vă bine de tot ce comunicator, ce frumos manipulează, ce frumos joacă, să nu-ți mai zic liniile 3-4 la ei că au niște forțe, au niște oameni acolo. E, nu sunt lăsați să crească niciodată, ținuți acolo sub tejghea, ți-am spus, asta e politica PSD-ului clară și așa va merge tot timpul, îi minte, îi prostește, bine le faci. Ideea este că din partea aceasta, de pe dreapta, cum le place lor să audă, știi, de pe dreapta politică, emigrează valuri. Și ea este subțiată, fiindcă spun un lucru, liderii de pe dreapta au trădat mai permanent.
au trădat pentru bani, pentru interese și așa mai departe. Și aici, dacă stăm să închidem cercul la Gorj, chiar ți-am spus, trebuie să vorbim 4 ore. Asta e partea dureroasă. Pe mine asta mă interesează. N-am nicio treabă că face cârciumarul sau desface. Pe mine nu mă interesează asta. Eu vreau să văd bucata asta la altă ce face în cazul ăsta. Cum îi pune piedică? Doar un minut mai este până la pauza de publicitate. Din punctul tău de vedere, spune aici, la Gorj, cine îi încolonează pe oamenii ăștia care vor participa la meeting pe protestatari? Toți. Nu, cine mai e liderul sau care mai sunt liderii prin PSD, că am văzut acolo este o tentativă de lovitură de partid. Nu știu dacă e tentativă de lovitură de partid sau nu e, sau dacă se înțeleg ei, sau dacă joacă vreo regie, dacă ăștia sunt capabili de orice. Ideea este că dacă tot timpul, nu știu, i-a plăcut lui Weber să spună că el este liderul, îmi place să cred că de data asta și asumă singur și el este cel care a coordonat toată mișcarea asta și plecatul la București. Dacă îi va ieși bine, probabil va fi felicitat de mărețul din Jilț, domnul Dragnea. Dacă va ieși rău, probabil va fi apostrofat. N-am de unde să știu, dar în opinia mea cred că el, nu? Atât timp cât și până acum el și-a asumat rolul de lider în ultimele luni, știm bine că este cel care adică îi place să dea din coadă. Florin că este Cârciumaru deja Cârciumaru, s-a dat deoparte, mea, deja stă sau a fost așa, dat deoparte? Ca ursul la hibernare, știi? Și îi lasă pe ei, văd, să-și facă fiecare de cap. Nu știu cât e de benefic, ți-am zis, avem și problemele noastre aici în Târgu Jiu, avem probleme și la nivel de județ. Din păcate suntem condamnați și avem PSD-ul sus în momentul de față, ei sunt peste tot, nu ai ce să le faci, deci restul sunt povești. Ce țipăm toți care pe unde țipăm, să știți că e foarte greu, degeaba. Atâta timp cât nu găsim între ei acolo pe cineva, să, o sămânță de om care să vrea să facă ceva constructiv și să dea cu pumnul masă, mă rog, să se limiteze la anumite lucruri, noi nu avem nicio șansă, sunt de izbândă zero. Deci crede-mă, nu ai ce să le faci. Uitați-vă la ei, că sunt, nu că sunt buni, mă, au reușit, de-au pus monopolul ăsta pe absolut tot, controlează tot ce înseamnă. Și zice, bă, e greu, ce să le mai faci astăra? Trebuie să te rogi la Dumnezeu măcar să fie dracu cât de cât îngăduitor, să înțeleagă, bă, nu e plantația voastră, că problema este foarte gravă, să știi. Uitați-vă bine și în județ, nu mai mișcă nimic, Irina, toată lumea vorbește, nu mai sunt bani. Nu mai sunt bani, chiar azi vorbeam cu cineva, credeam că o să vă spun ceva de școală și îmi spunea, bă, nu că s-a angajat un electrician. Deci nu mai găsești resursă umană, au plecat oamenii din țară, s-au dus tot ce e bun de muncă, s-au pricep o meserie, a plecat din România. Păi cum să plece oamenii când s-au mărit salariile? Cum să nu plece Irina? Unde s-au mărit din asta? Avem creștere economică. Sistemul bugetar, stai mă puțin, acolo le-a mărit degeaba economia țării, nu duce sistemul bugetar, mă, la mănâncă, la consumă. Economia o duce tarabagiu, o duce firma care și muncește, atenție, producția. Și hai să facem totuși diferențierea. A fost mărit salariul din acte. Omul în mână primește tot cam pe atât. Și dacă ar fi fost mărit Irina, a fost mărit și la pompă. Bine, când bagi la rezervor, nu mai bagi cu 50, o bagi cu 60 și așa mai departe. Irina, curentul fuge contoarul pe perete. Gazul la fel. Alimentele au crescut și ele. Și uite, așa a mers toată una după alta. Păi cu ce m-a ajustat pe mine? Dacă dau un exemplu, primesc un salariu de 5 milioane, după aia dai 15. Și după aia îmi spui, bă, și chiria, nu mai 3, o ai 4. Păi n-am făcut nimic. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu a doua parte a emisiunii și cu alte subiecte, bineînțeles. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Ana Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale, apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranță, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusive la Ana Summer Events. Ana Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere, formează individualități și ridică inteligența la apogeu pentru fiecare student. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB.
Visezi la o nuntă perfectă cu sute de invitați într-un loc deosebit? Acesta e restaurantul Mari Gab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri începând de la doar 119 lei de persoană, all inclusive, care cuprind toate felurile de mâncare, băuturi răcoritoare și alcoolice, candy bar și tortul evenimentului. Restaurantul Mari Gab asigură și cazare în camere luxoase, amenajate la cele mai înalte standarde. Restaurant Mari Gab, în Turceni, strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la 0766-949-901. Mari Gab, garanția unei nunți perfecte. Mașina ta merită să fie remarcată. O mașină curată atrage toate privirile, iar spălătoria auto Eson atrage toate mașinile. Curățare interioară și spălare exterioară cu spumă și perii automate, limpezire și aplicare de ceară lichidă. În doar 7 minute pleci cu mașina curată și uscată. SC Eson SRL, în Târgu Jiu, pe strada Dobrogeanu-Gherea, numărul 33A, la ieșirea din oraș pe partea stângă, după ce treci pasarela. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servici și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. Da, ne-am întors în studio, a doua parte a emisiunii din această seară. Ei bine, da, este weekend, mai sunt oamenii plecați, dar până la urmă o să se obișnuiască și cu ideea că vinerea se mai fac și emisiuni, pentru că și vinerea se întâmplă lucruri interesante. Lucruri probabil despre care unii nu ar vrea să se știe, pentru că este și o dilemă, să știi, Ivan. Sunt niște domni de pe la PSD despre care se spune că weekendurile le aveau pregătite pentru cu totul și cu totul altceva, adică pentru niște deplasări, își petreceau ei weekendul, asta era o obișnuință la ei, undeva la o cabană a unui om de afaceri și acolo discutau varii chestii. Ei bine, acum merg la meeting sau merg la cabană oamenii ăștia care mai fac și afaceri, dar sunt PSD-iști? Se duc și fac un meeting la cabană. Știi? Nu, eu cred că se duc deci la... Deci transmit live acolo în grup, știi, strânși cu live-ul pus și spun că sunt în piață, la, în piața Victoriei. Eu cred că se duc la meeting și, după și imaginează la... că sunt la cabană.
Da, ăsta, acum ai citat din clasicul În viață, Marian Rotaru, care da, a spus că pe domnul Grindeanu, Aurel și Jeanu în fiecare weekend sunt la ăsta, la cabană, la diaconul. Da, da, avem un telefon. Îmi spun colegii din emisie dacă e sau nu. Îl avem pe jurnalistul Narcis Daju prin telefon. Bună seara, Narcis Daju! Bună seara, Irina! Bună seara, Nicolae! Mă bucur să vă văd și la Tele3. Sper să vă extindeți peste tot, pentru că în 80% din cazul vă spune adevărul și asta e foarte bine. Să știi că este și domnul Belger pe aici prin zonă, dar nu a intrat în cadrul deocamdată. Bine venit și dânsul. Bine venit și dânsul, cântă frumos pe analiză politică, că mai prost, dar are timp înainte, e tânăr. O să-l punem să facă așa câte o doină sau câte o baladă pentru fiecare. Vedem cum inspiră fiecare pe domnul Belger. Da, da, te rog, hai să... Doamne, la dușmanii mei de la PSD, aia să o pună pe ripit, că e bine. Da. Bun, eu văd niște paradoxuri în ceea ce se va întâmpla mâine. Câteva mii de gorjeni pleacă la București să protesteze. Acolo se protestează împotriva magistraților care abuzează liderii PSD. Dar orice om sănătos la cap știe că în Gorj, liderii PSD și clientela PSD sunt protejate de absolut toți magistrații din județul ăsta. Și atunci, ce au gorjenii cu magistrații? Cum să protestezi împotriva magistraților? Când ciumarul urlă la un judecător de față cu toată presa și corpul magistraților n-are nicio reacție. Și acel judecător nu cere apărarea reputației. Cum să protestezi împotriva magistraților pe motiv că abuzează liderii PSD când noi nu avem niciun lider PSD cercetat, cu atât mai puțin trimis în judecată? Deci este un nonsens. Da, dar sunt niște lideri de la centru și oamenii ăștia spun că, oamenii ăștia, liderii politici ai PSD-ului, spun că în ultimii ani, în ultimii mulți ani, au fost niște abuzuri, se întâmplă niște abuzuri. Acum, bun, nu știu dacă oamenii chiar au fost abuzați de procurorii DNA, de instanțe, dacă vreunul dintre cetățenii ăștia simpli a fost condamnat pentru vreo faptă de natură penală din zona anticorupție. Dar merg la București că trebuie. Da. Bojenii merg la București să-l apere pe Dragnea, da? Cine e Dragnea? Dragnea este un lider politic care nu dă niciun leu la Gorj pentru investițiile esențiale. Din punctul meu de vedere, investiții esențiale la Gorj înseamnă centura Târgu Jiului, înseamnă podul ăla de la Lainici, care blochează tot ce înseamnă TIR și nu-i dă voie să intre spre Târgu Jiu, înseamnă drum expres spre Craiova, înseamnă drum ca lumea albă spre Motru. Calea Eroilor, iată că nu începe nici anul ăsta, stadionul probabil că nu va fi gata la toamnă. Deci, toate lucrurile astea mă îndreptățesc să spun că Dragnea, fiind supărat cu Ponta, continuă să aibă pata pusă pe Gorj și să nu le dea niciun leu pe ceea ce contează cu adevărat. Acest miez al miezurilor Mihai Weber continuă să-și bată joc de noi. Ieri a ieșit pe două posturi și a spus că urmează să înceapă lucrările pe drumul ăsta spre Cărbunești, care va ajunge până la Pitești. Păi, povestea asta ne-o vinde Weber din 2012. Are 100 de interpelări pe tema asta. Păi asta e prioritatea Gorjului acum. Ne mai spune că vine Narcis Neagă săptămâna viitoare ca să discutăm despre centură. Păi ce să discutăm? Că suntem în iunie, urmează concediile și pe urmă vine iarna. Și avem doar niște cioturi de poduri. Deci gorjenii merg la București să-l apere pe Dragnea de justiția cearea, în condițiile în care Dragnea nu dă niciun leu în Gorj. Asta este realitatea. A, că ne dă să dăm cu varcă o școală, să punem două termopane la spital din care să fură jumate, este nesemnificat din punctul meu de vedere. Explicația pentru care peste 2000 de gorjeni se duc mâine la București ține de frica față de PSD și de faptul că gorjeanul depinde de stat. Depinde de bugetul primăriilor, depinde de bugetul instituțiilor de stat. Fie că e om de afaceri care are o mică firmă care pune termopane,
fie că e un pălmaș. De ce s-a ajuns aici? Noi în presă resimțim cel mai acut faptul că nu există un domeniu privat care să susțină presa adevărată. Și noi ajungem să depindem de stat. L-avem pe Almier, pe Dănuț Vulceanu, care de-a lungul timpului a încasat peste 50 de milioane de euro de la Complexul Energetic Oltenia. Rețineți, peste 50 de milioane de euro. Nu, oameni buni, nu era normal să facă și el o fabricuță cu 100 de angajați. Nu era normal să aibă și el un organ de presă din 50 de milioane de euro, dacă spui tu că ești Dănuț de la PNL și ești lider politic. Nu e normal să ai și tu un organ de presă care ce să facă? Păi să-i răspundă lui Weber, ieri sau azi, care își permite să spună pe toată tăcerea asta și pe tot vidul ăsta ce? Că primarul de la Mușetești, care, atenție, nu e la PSD, să roagă de el de Weber să vină cu câteva sute de protestatari la București. Context în care Weber spune, mă tem că vor avea loc ambuteiaje dacă nu vor gestiona corect problema. Atât de cretiți sunt gojeni încât dau bulu cu mic cu mare și creează teme lui Weber că se blochează autostrada din cauza Bojului. Care e răspunsul PNL-ului? Păi râșii ăștia umblă astăzi pe la bordul... Atenție, la limbaj, te rog! Cu pliante legate de pilonul 2 de pensie. Asta au făcut ei. Azi și să mai și laudă pe Facebook cu treaba asta. Eu vă garantez că 90% din Târgu Jiu, nu din Scoasta, nu din Alimpești, nu știe ce e la pilonul 2 de pensie. Păi ăsta e răspunsul care îl dai tu, Dănuț Vulceanu, lui Mihai Weber, în aceste zile, când au loc tot felul de nonsensuri și le-am enumerat adinăuri. Pilonul 2 de pensii ne interesează pe noi azi. Da, într-adevăr, este o acțiune, nu știu dacă potrivit este termenul neinspirat a celor de la PNL, pentru că pare, așa de la distanță, că și ei vor să distragă atenția de la ce se întâmplă acum în plan politic cu PSD-ul. Dar și aia spuneam și eu. Dacă ai observat, orice problemă este arzătoare în acest județ, PNL-ul, dacă le urmărești comunicatele, îi vezi doar atât. Aici arde baraca și ei vorbesc de fonduri europene. Aici se dărâmă Gorjul, ei vorbesc de pilonul 2 de pensii. Deci ei tot timpul duc în macro discuția, ei arde despre centru, păi nu mai discute ei local, draga mea, ce ai. Problema lor este deja de altă natură. Ei discută probleme serioase, ce naibă. Deci asta este strategia PNL-ului de a fugi. E o problemă serioasă, importantă chiar la nivel național. O fi importantă, dar nu tu, asta cu, un mucios de Gorj, nu, asta cu acțiunea PSD-ului. Căruța, Irina, în momentul în care ai o problemă în Gorj, în Târgu Jiu, în comuna cu tare, indiferent unde ar fi aici local, tu, PNL-ul, acolo trebuie să fii toți precum câinii. Acolo trebuie să fii, atași problema și încerci păi să blochezi. Care PNL? Orice... Cine de la PNL? Că nu știu câți draga comunicatori mai sunt, dacă tu îi știi. Păi dacă nu știu, tu urmărești evoluția lucrurilor de fiecare dată, mai are când PNL-ul. Este câte o problemă, încă o dată îți repet, PNL-ul fuge la centru, la problemele de acolo, ca să arate ei ce anti-PSD sunt. Nu ești anti-PSD PNL-ule, că te vedem, că nu suntem chiori. Dacă aici la Gorj voi tăceți din gol, fiecare dată când apare câte o măgări, îți dau un exemplu, și vă îndreptați către probleme la centru, e vizibil și o trebuie să înțeleagă că sunt niște lași. Lași, ar fi bine dacă ați fi lași. Și fugiți acolo, nu vreți să stați aici să vă războiți cu ghilimele de rigoare, să faceți opoziție, să cereți anumite stopări unde vedeți abuzuri. Nu, fugiți, să bine, probleme mereu, la centru. Mereu ni se reproșează că noi tranșăm lucrurile într-un mod așa negativist, dar cam asta păi face ce presa. Ce vrei să faci constructiv? Presa, constructiv relevă spus ce acum. Se nu, întâmplă Irina. Negativ. Cine spune la fel, Ivan, ești destructiv. Nu, Irina, nu-s destructiv deloc. Nu. Uite, le-am dat niște Întrebarea era, într-adevăr, sunt slabe partidele astea din opoziție, dar... până la urmă trebuie să facă ceva. Individual, nu cred că vreunul dintre ele are forța, inspirația, nu știu, nu-i mână ceva de la spate pe oamenii ăștia, de la niciun partid din opoziție. Am poate înțeles. Cumva împreună, pentru că s-a mai lansat și ideea asta, hai să ne spună Narcis Daju opinia lui, că încă l-avem la telefon, cred. Așa. Legat de ce? Legat de opoziție, care este foarte palidă, așa, individual luate partidele, dar care poate împreună, dar dacă ar trece peste orgolii, dacă nu ar avea, nu știu, niște interese oamenii din partidulețele astea mici, suficient de mari, încât să nu-i lase
să meargă într-o coaliție? Nu există o poziție. Pe palierul partidului non-PSD există doi aștri. Asu Dănuț Vâlceanu, care vrea încă un mandat de deputat, și Astru Miruță, care este foarte ok cu faptul că e singur în USR la peste 2 ani de la înființarea acestui partid politic, e foarte ok în ipostaza de Astru, își dă cu părerea despre orice, așa, și vizează și el la fel un mandat de deputat. Nu-l interesează cât uși de puțin județul Buoș, pentru că dacă îl interesa, în 2 ani de zile își făcea echipă. Sunt foarte mulți oameni ok care vor să intre în politică, dar așteaptă să vadă deschidere. Adică, dacă te vede leșinat după un post de parlamentar, nu te văd și leșină de unul singur, da? Că nu stai o să-ți fac ție socul pe care o să te duci tu, deputat. Că scopul nu e postul tău de deputat, Miruță. Postul e să reparăm ceva în județul ăsta, pentru că aici ne-am ales să trăim și să murim. Repet, este inadmisibil că Mihai Weber își permite să spună că Narcis Neaga vine la discuții în județul Gorj legat de centură. În condițiile în care centura trebuia finalizată în 2016 și suntem în debutul verii. Acest deputat, acest miez, acest mega giga ultra PSD care vrea să fure efectiv Partidul Social Democrat la Gorj fără să aibă vreo susținere, pentru că, în realitate, nici la Dragnea nu cred că are cine știe ce susține. În afară de faptul că l-a angajat pe fiul său la FIR la București și și-a mai rezolvat el o sinecură la Comisia SIE, nu văd că a rezolvat alte lucruri. Da? Din 2012 până acum. Chiar Narcis Dajiu, o întrebare aveam și eu. Cum vrei tu să facă opoziție Dan Vâlceanu? Adineaur, ai spus că are 50 de milioane luate din CEO și alea au fost pe guvernări PSD. Te întrebe pe tine, cum a luat banii ăia și cum, ce așteptări tu atunci? Dar ce mai caută, că bănuiesc că sunt 50.000 de oameni sănătoși la cap în județul ăsta. Ce mai caută Dan Vâlceanu să conducă PNL-ul în condițiile astea când el iese pe străzi și vorbește de pilonul 2? Suntem în cap, ca unde dracu suntem? Uite că suntem. Bine. Repet, eu l-am văzut pe Weber în două emisiuni. Deci minte de îngheață apele. Deci eu înnebulesc când îl aud că el se laudă cu chestia asta, că l-aduce pe Neaga la discuție aici. Și știe toată lumea că Colini ne-a dat țeapă prin boschetarii ăia care stăteau în gardă. Atenție unde stăteau, la limbaj, te rog. Da, și că au spălat Putina. Da, sunt foarte multe. De discuții avem noi nevoie acum. De ce la Craiova s-a terminat centura în timp record și noi stăm în genunchi în fața constructorilor? Și noi, de la secția drumului național, ieșim pe o parte și lăudăm firmele, da? Și pe de altă parte ne ducem și luăm câteva miliarde, cum a făcut Cristi Tudor. Unde sunt magistrații? Că mergem să protestăm că magistrații abuzează PSD-știi. Eu astăzi am fost la tribunalul Gorj, știți de ce? Pentru că izmană îmi cere 1 miliard de lei în civil pentru că am avut eu nesimțirea să spun public că locuiește într-o cacerie. La câteva luni distanță, izmană stă tot în cacerie a Paregio și eu sunt târât în instanță să-i dau 1 miliard de lui izmană. De ce? Pentru că procurorii și polițiștii, deși le-am livrat material pe tavă, așa cum încercați să faceți și voi, nu vor să-și facă datoria, deși încasează salarii. Am vorbit cu femeia care administrează Asociația 48 de Barcader. Ieri am vorbit, i-a spus domnul Daju, după ce ați publicat ancheta, a venit o întreagă echipă de la IPJ. Mi-au cerut toate documentele posibile legate de apartamentul ăla. Păi, dacă polițiștii de la talpă își fac datoria, înțeleg că comanda IPJ joacă cu PSD-ul. Și lucrul ăsta nu e normal. Noi hai așteptăm... să protestăm împotriva comandantului de la IPJ. Păi noi așteptăm să vedem ce se întâmplă în niște dosare. Știi că avem niște dosare în lucru.
Bine, ni se spune că poliția nu poate să ne ofere amănunte, că nu poate să ne ofere detalii, pentru că sunt făcute cercetările sub coordonarea unui procuror. Dar așteptăm să vedem ce se întâmplă și în cazul de la Aparegio, pentru că la acel caz te-ai referit, și în alte cazuri, și în cazul parcării de la Piața Centrală. Mulțumim mult, Narcis Daju. Mulțumesc și o seară frumoasă. Asemeni. Da. Sunt foarte multe, într-adevăr, sunt foarte multe chestiuni pentru care nu căutăm aici local o asta rezolvare. Este. Nu poți altfel, Irina. Dacă fiecare județ în România face treaba asta, care o practicăm noi aici la Gorj, avem o problemă. Adică dacă dau un exemplu, la Cluj, Boc, e PNL, nu? Bun. Acolo dacă el se apucă și face necurate și PSD-știi din Cluj, în loc să-l amendeze pe el acolo, să-l țină om pe piept ca la fotbal, cum se spune, să tatoneze lângă el acolo, ei se apucă să țipe de ce se întâmplă pe macro, avem o problemă, nu? Fiindcă înseamnă că toată România se învârte așa, în jurul cozii. Înseamnă că ei toți sunt ca o castă, se prefac de fapt că își fac opoziție unii la alții și înseamnă că ei fură liniștiți sau devalizează liniștiți bugetul acestei țări, iar noi în continuare ne trezim ca niște tâmpi, înțeles, strigând unii pe aici, unii pe acolo, unii de stânga, unii de dreapta și de fapt rezultate nu există și nici nu vor exista. Adevărul ăsta este, noi degeaba, societatea civilă degeaba se chinuie, degeaba insistă, degeaba uite mergem, trusuri de media, te chinuie de părțile să explici oamenilor astora ce. Ce să vă zic, oameni bune, să vă îndreptați voi acum, v-am spus. Că am fost absurd, dar din nou și am zis să mergem toți. Fugeau ca intrăm dracu, 1000 de oameni la PSD în sediu. Cu pixurile în mână, vrem și noi cu voi. Să vedem. Mai avem un telefon. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! M-auziți? Da, noi vă auzim perfect. Eu vă aud foarte greu. Sunt conferențiar universal, doctor inginer Chirilă Dănuț. Dar vă rugăm să dați mai încet televizorul, pentru că se aude cu ecou. Și ne auziți în telefon. L-am dat la minim. Se mai aude acum? Nu, e bine. Da, vă rog, spuneți-ne. Poate sunt printre puțini oameni din Gorj care sunt de acord cu Narcis Daju. Păi nu l-am cunoscut sunteți printre personal. Puținii, probabil sunteți printre puținii politicieni. Mă rog, puneți-o și așa, care sunt de acord cu dânsul, nu l-am cunoscut personal, în sensul că poate ne-am văzut și ne-am văzut, dar nu am legat o da, dumneavoastră relație erați, de amiciție. Da, dumneavoastră erați în conducerea ALDE. ALDE Gorj. Mai sunteți? Eu nu mai sunt la ALDE Gorj pentru că eu am dat în judecată ALDE. Am înțeles. Și care e nemulțumirea dumneavoastră? Nu despre asta vroiam să vorbesc. Dacă cu acordul dumneavoastră oamenii din, dacă totuși vă referiți la ALDE Gorj. Ce mai este ALDE Gorj astăzi? Păi, un ce partid mai este? La putere, da? Exact așa cum a zis domnul Narcis. Și îi mulțumesc că a vorbit pentru mine și pentru gorjeni. Vă deci, mulțumesc mult că mi-ați acceptat intervenția. Da, cu plăcere. Da. Este unul dintre cei care au fost în conducerea ALDE. Iată, acum am aflat că se și judecă dumnealui cu partidul. Dar hai să ne întoarcem la oile noastre și să-mi spună și mie colegii din regie cât timp mai este până la finalul emisiunii. Da, 7 minute. Da, hai să... Da, mai luăm un telefon și revenim apoi cu discuția aici în studio. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Și mie bucătăria foc, mi-a luat tot foc acolo și butilie și aragaz. Eu un monitor oficial, sunt un monitor oficial că mi-a dat mie primăria 40 de milioane. Eu nu i-am primit, primăria Turceni. Deci sunt un monitor oficial. Păi nu, probabil au fost alocați ca și ajutor. Și urmează ca cei de la primărie, printr-o hotărâre de Consiliu Local, să aprobe ca banii ăștia să vină la dumneavoastră.
A, dar la dumneavoastră văd că merge foarte greu, pentru că la cei de la PSD, nu la cei de la PSD, dar are legătură cu ei. Curtea Constituțională a dat o soluție, a dat o motivare care a fost imediat publicată în Monitor. La ei merge mai repede. Deci, vedeți dacă nu faceți parte din politică. Mă minte doamna primăriță la Turcin. În continuă, da, o să vedem, și mie dosarul ăla. O să sunăm și noi să vedem despre ce este vorba. Noi discutam de cu totul altceva, dar o să sunăm și la primăria de la Turceni să vedem despre ce este vorba, cu siguranță despre un ajutor. Păi, în cazul dumneavoastră. Am și eu doi copii minori. Eu am înțeles. Da, am înțeles. Eu nu știu despre ce e vorba, spuneam, o să sunăm și noi, o să întrebăm și cu siguranță aflăm mai multe amănunte de acolo, de la primăria, de la dumneavoastră din localitate. Doamne, nici să-și bate joc de mine, că sunt și eu sărac. Da, să știți că sunt foarte mulți oameni săraci în țara asta. Că dar, nu le-au luat foc bucătăria. Dar nu le-au luat foc bucătăriile, da. Din fericire, pentru că, iată, pentru un om care trăiește într-un oraș, Turceniu este oraș. Este foarte dificil să își revină după un incendiu în bucătărie. Vom suna, vedem despre ce e vorba, că nu pot să vă... Cine știe și domnul cum o fi uitat aragazul aprins? Bine, spuneam un incident nefericit. Casnic. Da, i-a luat foc bucătăria. Da. Îți dai seama, omul ăsta are nevoie de ajutor ca să își refacă bucătăria. Adică... Probabil o să-i ofere, nu stai niște vorba de 40 de milioane. Nu-i vorba că o să-i ofere sau nu. Mă refer la faptul că în țara asta să refaci o cameră este aproape imposibil pentru unii dintre oameni care, iată, au nevoie se pare de ajutoare. De simplu. Nu e atât de simplu. 40 de milioane nu-ți la îndemână oricui. Depinde și dacă are servici, dacă muncește, dacă nu muncește, poate e asistat social, n-ai de unde să știi, că nu l-am întrebat pe om. Bine, 40 de milioane nu-i strângi cu foarte multe locuri de muncă în zona aia, nu știu dacă sunt. Familii, să ne înțelegem, sute de mii de familii care 40 de milioane e vis. Poate nu i-au văzut în ultimii 5 ani cash în casă, în sertar. Nu? Sunt care trăiesc de la lună la lună, săracii de aici îți rămuiesc și cartoful din depara și până. Două salarii. Două salarii, Irina. Sunt toți prinși cu capul în laț la, pe la bănci. Irina, toată țara asta are probleme la propriu, ți-am zis, mai grave decât poate par așa când le discutăm pe media. Realitatea asupra nu știe nimeni până la urmă, 100%, dar trebuie să ne dăm toți seama și ți-am zis, revin pentru două secunde, de două minute la ceea ce vreau să spun cu ăsta, cu învățământul. Și spunea cineva astăzi că nu găsește efectiv să angajeze niște electricieni, Irina, pentru că noi după 90, dacă ai urmărit bine, primul lucru că au făcut, au distrus profesionalele. La revedere. Asta a fost, de fapt, cum să zic, pregătirea finalului unei economii a unei țări. Deci în momentul în care ai creat facultățile alea care scos studenți pe bandă rulantă și să-mi fie cu iertare 25% semi analfabeți. Încă 25, de absolvenți, da. Dacă nu 50, hai că ies așa ca câinii prin baltă și vreo 25 seminenți, se duc bine, că învață. Ei, asta au făcut ei cu țara asta. Știind că va urma distrugerea industriei, ce au făcut? Hai mă așa, începem de aici, de unde se începe, cu începutul, de la tineri, nu? Nu mai faceți voi profesională, făceți-vă toți ingineri. Când i-au spus pe toți ce ați făcut, ASEU, ce e aia mă ASEU, că nu știu ce înseamnă mulți dintre ei. Ai înțeles? Am devenit o țară de studenți. Și nu mai găsești în momentul de față forță de muncă. Forță de muncă când spun oameni serioși care să muncească, care sunt buni, s-au dus, s-au plecat în lumea largă și am rămas pe aici, pe acasă, cu câțiva și eventual lichele. E greu. În momentul de față nu poți să mai reconstruiești. Îți spun sincer, decât din temelii. Exclus improvizații, exclus pleacă ăla, vin ai lalți. N-ai făcut nimic. România, părerea mea, ca să mai revină ca țară, numai și numai din temelii. Alte soluții nu există. Restul sunt toate doar povești. Le spunem povești oamenilor cât vor. Nu e problema asta, dar... Bine, dar nu orice, este alta. Nu orice este poveste, pentru că săptămâna asta au fost foarte multe, de exemplu, foarte multe dezvăluiri pe tema parcării de la Rodna. Da. Acolo știm că este și un dosar în lucru, nu se mișcă foarte repede lucrurile, am văzut, pentru că acel dosar s-a constituit prin februarie. Bun. Și venim la vorba mea. Ce să înțeleagă națiunea când se uită la televizor, aude că este un dosar din ianuarie, și constată că aleșilor, după câteva luni de zile, persistă și vor să pună iar un alt proiect pe ordinea de zi. Deci nici măcar nu-i interesează că e un dosar, că e fals, că e uz de fals, că e ce-o fi el, nu-l interesează ce să înțeleagă oamenii, Irina. Ce încurajezi cu chestiile astea? Ce vrei tu să arăți, de fapt, ca om politic, ca și consilier, ca ce ai fi tu? Sau liderilor, până la urmă? Ce vor să arate? Că ei sunt o forță, ei fac ce vor, că este țara lor și nu-i interesează efectiv nici de IPJ, și ăla probabil vede domnul politician, tu cap un scap pe plantație,
nici de domnul procuror care și pe ăla îl vede tot ca pe uscat pe plantație, nici de mine care țip pe aici și nici de nimeni. Fiindcă ei au zeilor separați, ei trăiesc în lumea lor acolo, vi dați bine, iar restul nu contăm. Este foarte simplu. Ce înțelegi în toate astea? Când vezi astfel de atitudini, nu poți să mai înțelegi altceva. Și atunci ce trebuie să facem în cazul ăsta? 1907 sau ce să facem? Zi-mi și mie. Zim tu care o soluție reală, repet, nu să povești, ți-am spus deja, încerc să obosesc. Bine, să mai, din, să mai... din punctul meu de vedere, toți cei care au fost în funcții, da, și s-a dovedit că nu au făcut nimic, fie că nu au putut, fie că nu au vrut, da, să plece. Cum? Să poată pleca. Cum? Păi, nu știu, poate aici ar trebui să se schimbe legislația, pentru că oamenii ăștia care luptă, acum am văzut, și stau peste program în Parlament doar ca să schimbe codul penal, codul de procedură penală, da, de ce? Să îi avantajeze pe liderii ăștia cu probleme care își scot bocitoare în stradă, ar trebui să facă niște modificări la lege acolo unde doare, acolo unde sunt într-adevăr probleme. Nu să se, să se ocupe de cei care sunt suspecți de fapte de natură penală. E, și oameni buni. Asta, ca să reușești un astfel de proiect, ce spui tu, trebuie să ai un proiect, părerea mea, de pe termen lung, clar, vreo 10 ani ar însemna asta, ca să repari ce ai strigat până acum, minim 10 ani. Să încep de la comune, mai întâi de toate, să ai consilieri capabili, oameni cât de cât integri, majoritate, primarul la fel, urci mai sus, vii la județ, consilieri județeni, președinte Consiliul Județean, primar de municipiu, consilieri locali. Cum reușești tu să faci treaba asta în contextul în care la ei sunt banii, la ei e monopolul, la ei este ca o... Ți-am zis, sunt efectiv încastrați toți. Sunt legați umbilical unii de alții. Cum schimb tu lucrurile astea? Spune și ei că este imposibil în momentul de față să dărâm toate huroaiele astea care s-au pus, cum să zic, știi cum, ca căpușele alea sub toți, se țin atât de bine unii de mână, dacă pică unul, ai zis cum îl trage de repede sus, și atunci mai discutăm la nivel înalt, că acolo n-ai cum. Stau pe umerea stola, bine mersi, nu au nicio treabă. Și n-aș vrea să închei cu încă o chestie. Am fost chemat la ședință la fiul meu, acum termin în 20 de secunde. Tașcău de la Tudor zice, domne, uite, am pregătit un proiect cu școala de vară, o chestie oarecum interesantă mi s-a părut și mie. Să meargă copiii 3 săptămâni pe parcursul verii să facă un alt fel de școală, înțelegi? Engleză, mai multă practică, sport, teatru, chestii. Sunt chestii inteligente astea și probabil seamănă puțin cu școala care este afară în clasa a treia. Copilul ăla e în clasa a treia, nu? Păi hai să spun un lucru. Când i-am zis, fiul meu a nebunit. Nu, tati, fac școală și în vacanță și alea, nu a vrut copilul, n-am absolut convins nicio formă. Și am elevul, l-am pe film premiant, crede-mă, și învață foarte bine. Sistemul de învățământ e atât de sufocant pentru copiii ăștia. Rigid, este foarte vai rigid de capul sistemul meu, de deci vai de capul meu, dar poate discutăm de cap, asta, poate dezvoltăm chestiunea să spun, asta. Dacă nu o se schimbă emisiune pe toate segmentele anumite lucruri, să ții minte ce spun, că progres nici peste 10 ani nu va mai fi. Da, are, să știi că are niște premoniții Leonida Belgher, dar despre premoniții nu știu dacă o să discute el în seara asta. Telespectatorii o să se întâlnească cu domnul Belgher în scurt timp aici pe Tele3, dar la o emisiune de divertisment. Eu vă spun la revedere, mulțumim că ne-ați urmărit. Data viitoare să știți că anunțăm și o să fim din nou aici, așa că vă așteptăm în număr mult mai mare. Asta a fost numai bine.